dragi telespectatori, și astăzi într-o ediție frumoasă a emisiunii Folclorul sub lupă, pentru că suntem în luna iubirii, în luna cadourilor și în luna în care oferim toată dragostea noastră pentru cei dragi, m-am gândit că artistul de astăzi și cel care a cântat pentru prima dată în Las Vegas să vină să ne povestească din amintirile adunate despre copilăria lui și modul în care petrecea sărbătorile de iarnă împreună cu familia. Astăzi este singur, astăzi nu mai are oamenii dragi lângă el și totuși trăiește fericit. Despre ce este vorba, cum poate să aibă o autosugestie bună, cum a trecut peste grelele încercări ale vieții și cum s-a menținut la fel de tânăr la suflet și la chip, ne va vorbi chiar George Rotaru. Vă invit să urmăriți emisiunea, să aflăm și noi și dumneavoastră despre ce este vorba. Și pentru că de fiecare dată luna decembrie este luna sărbătorilor, luna în care cu nostalgie privim trecutul și totodată ne amintim de perioada copilăriei, m-am gândit că în ediția de astăzi a emisiunii Folclorul sub lupă, un alt artist pe care eu îl îndrăgesc și nu numai eu, ci și dumneavoastră, dragi telespectatori, să ne povestească lucruri sau picanterii din viața personală, să-și amintească de când era copil și totodată modul în care a ajuns să fie primul român care a cântat în Las Vegas. Și dacă am spus această propoziție, cu siguranță știți despre cine este vorba. Da, îi spun bună ziua și bine a venit în emisiunea Folclorul sub lupă îndrăgitului George Rotaru. Drag Lavinia, într-adevăr, suntem în preajma sărbătorilor și îți mulțumesc din suflet pentru invitație. De fiecare dată de sărbători, uite, am emoții. Îmi aduc aminte cu drag de locul de unde am plecat, de copilărie, de părinții mei, de sora mea, Dumnezeu să ierte, și mă simt extraordinar de acasă, să știi. În România mă simt extraordinar de bine. Îți văd ochii în lacrimi, îți văd chipul, oarecum aș spune fericit, dar parcă rupt de realitate, pentru că privești trecutul și știu că ai rămas cu adevărat singur, George. Da, viața n-a fost foarte ușoară. La o vârstă fragedă, sora mea a murit la 33 de ani, după o foarte lungă suferință. Și nu există mai ceva mai greu, o durere mai grea pe pământ, decât atunci când îți moare un frate sau când părinții rămân fără unul din copii. Este, și mai ales acum în preajma sărbătorilor, eu simt mult lipsa lor și mă gândesc cu nostalgie. Sunt singur și este un moment destul de greu, greu de spus în cuvinte. Am, sigur că da, neamuri, rude, prieteni care îmi sunt alături și îmi sunt dragi. Uite, v-am pe voi în aceste zile, în parc de sărbătoare, și sunt copleșit de emoții. E greu și se spune totodată despre singurătate, cum că ar fi cea mai grea boală. În momentul acesta, eu cred că ai fi avut cea mai mare nevoie de sora și de părinții tăi. Mă gândesc că oare cât de greu le-a fost dumnealor să-și piardă copilul, pentru că e cumplit pentru un părinte să-și îngroape copilul. Să știi că eu pe toți trei îi port în suflet ca pe o icoană. Ei sunt și au fost și vor rămâne pentru mine tot ce am avut mai scump. Și seară de seară le aprind câte o lumânare, să știi, și mai ales acum în prag de sărbători, așa cum am spus, mi-aduc aminte de bradul pe care părinții mei, cu greu, în acele vremuri, mulți, mulți ani în urmă, îl împodobeau cu ce aveau. Împreună cu sora mea, cu nuci, cu mere, cu portocale. Îmi aduc aminte cum tatăl meu, acar fiind la CFR, la Făgăraș, venea de Crăciun cu o pungă
o pungă pe care cei de la CFR, de la serviciu, le-o dădea muncitorilor și erau eugenii, bomboane. Biscuiții populari. Da, exact. Deci nu îți poți da seama, dragii mei, nu vă puteți da seama ce emoții aveam când venea cu, așa, cu acea punguță. Și o deschideam și o portocală. Mi-aduc aminte că era o portocală pe care mama o descoja și nu vreau să vă spun cum o împărțea. Mie, surorii mele și ei luau câte o bucățică acolo, dacă luau. Da. Este foarte emoționant și pentru mine și știu că nu-ți conferă o stare de confort, amintirile da, acestea, da. Dar așa este viața pentru noi toți. Trebuie să acceptăm ceea ce primim, necazurile să ne întărească și bucuriile să ne facă să știm să mulțumim. Poate că se spune foarte des că Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți duce. Ți-ai fi dorit sau dacă ai fi fost omul din prezent cu ei lângă tine, crezi că cursul acesta al vieții ar fi fost altul, George? Deci, alături de părinții mei am rămas. Sigur că da, mi-am dus copilăria și adolescența mai departe până în momentul când am plecat la, în America. Dar, sigur că da, cred că oricare dintre noi, nu, și-ar dori să aibă părinții alături și familia. Și mă bucur pentru cei care au familia alături acum de sărbători, care își petrec împreună, pun masa împreună, împodobesc bradul, deci își împart cadourile. Ce poate fi mai frumos decât asta? Ce povețe ți-au rămas și în prezent de la mama și tatăl tău? În primul rând, în familia mea mi-am luat povețile singur de la părinții mei. Muncitori veniți de la țară, dintr-o zonă a Ardealului, Dumbrăveni, Medea și Sighișoara, din partea aceea, unde am învățat de la ei cinstea, corectitudinea. Părinții mei pentru mine au fost un exemplu. Deci, n-au fost bogați. Am fost, tata a fost muncitor, mama a fost casnică, deci am învățat lucruri, am luat de la ei tot ce a fost mai bun. Dar cred că astea sunt cele mai importante, pentru că ele în viață, ceea ce tu ai menționat, George, și cu permisiunea ta, pentru că te tutuiesc, vreau să știi, frumos, și telespectatorii, da. Nu se cumpără cu bani. Eu cred că astea sunt cele mai mari bogății care ne urmăresc și ne formează pe noi ca oameni în viață. Absolut. Și vreau să spun că, mic fiind, hai să ne aducem aminte, să ne aduc aminte de o chestie haslie, să spun așa. Venea circul, ringișpilul, la noi în piață, lanțurile, cum așa. Domnule, ce m-aș fi dat și eu în lanțurile alea, repede să mă... Am înțeles, avea vreo 3-4 ani. M-am dus acasă, știam unde mama pune banii. În dulap undeva sub haine avea și ea, cred că, mi-am aducat mie de vreo 20 de lei. Păi pe vremea aia 20 de lei. Erau bani mulți. Iau eu banii de acolo și mă duc și mă dau în lanțuri. Așa. Nici aproape nu am spus nimănui nimic. Eu mi-am făcut tablou, m-am dus și m-am distrat, așa. La un moment dat îl întreabă mama pe tata. Mai Pavel, zice. Unde-s banii aia, mă, de acolo, de sub haine? Nu știu, Marioară. Cum zicea ta, îi spunea tata lui. Marioară, eu n-am umblat. Și Lidie, o întrebat-o pe sora mea, tu, Lidie, zice, dar ai luat tu banii de acolo? Nu, mamă, eu n-am umblat. Și toți ochii pe mine. Rămuzezi ultimul neîntrebat. Măi, la vine, dragii mei, toți ochii pe mine. Ce ai făcut cu banii?
Mamă, și le-am spus, păi l-am luat și m-am dat în ringhișpil. Nu vă puteți da seama ce ringhișpil am plin. Nu vă puteți da de seama. De toate lanțurile te luam. În viața mea am înțeles că nu trebuie să pui mâna. De unde să știu? Eu eram copil de 4 ani. Știam că trebuie să plătesc, am luat banii și m-am dat. Dar deci, luând-o logic, tu ai lucrat corect. Adică ți-ai plătit... Eu mi-am plătit... fericirea în lanțuri. Sigur că da. Da, așa pe să vezi tu. Da. Am luat-o. Da, dar știi ce mă surprinde plăcut și n-am mai întâlnit poate în ziua de astăzi? Faptul că ți-ai recunoscut vina. Deci, practic, n-ai negat că ai făcut lucrul acesta. I-ai spus vreau mamei adevărul. La vinea. Nimeni nu intrase la noi în casă. Deci, nici nu trebuia să recunosc vina. Se știa că eu, bine, am zis da, eu i-am luat, m-am dus și m-am distrat cu banii. Dar nu numai, mi-am cumpărat înghețată, am urmat și eu exemplul tuturor copiilor de la Bâlci. A fost o zi la Bâlci de neuitat fost, cu George Rotaru. Deci aceasta a fost de una din amintirile mele, apropo de copilărie. După care, la 13 ani, am plecat de la Făgăraș. Dar cum au primit părinții tăi vestea, respectiv sora ta, George, de a pleca? Că dacă stau să mă gândesc, erai un adolescent, nici măcar nu erai major. Ți-ai luat inima în dinți și ai pășit în lume. Ce se întâmplă? Părinții mei au fost ceferiști. Tata a fost ceferiști, frații mamei ceferiști și hai la Brașov, la școala profesională, la CFR. Noi, fiind familie modestă, se dădeau haine gratis, cărțile gratis. Mi-a luat inima din și a plecat la școala respectivă și am intrat primul pe listă la o școală. Am făcut 3 ani școala profesională la Brașov și în ultimul an... Îndrumat fiind și de părinți sau respectiv tatăl, că era în domeniu? Absolut, absolut. Mai mult mama, că fratele ei era mecanic de locomotivă, se introduseră locomotive electrice atunci, era mecanic de locomotivă la Brașov și a zis, uite, fratele meu, uite, și a vrut să facă o meserie. Mama și tata meserie. Cu meseria să vă povestesc eu. Așa, ultimul an de la profesională l-am făcut la Brașov. Și în ultimul an profesional am intrat și la primul an de liceu, la Seral, la Andrei Șaguna, la Brașov. Deci ultimul an de profesional cu primul an de liceu, am amânat armata să-mi termin liceul și termin eu liceul, mă duc în armată. În armată, că luăm rapid așa puțin, știu că timpul foarte scurt, în armată am cântat, am fost cu ansamblul armatei, am fost la Moscova, am cântat cu ansamblul armatei la Moscova și revenind în țară, deci eram la Ploiești, divizia era la Ploiești. Țin minte că un mareșal de la Moscova a venit în vizită și am cântat cu teatru muzical de la Ploiești. Muzică ușoară, muzică populară, deci eram încă în armată. Directorul teatrului mi-a zis, nu vrei, n-ai vrea ca după armată să vii să te angajezi la teatru? Ai simțit că vei ajunge atât de departe totuși? La mine, dragii mei, păi nu m-am și gândit în viața mea, nu? Bine, de mic copil am cântat și de mic copil mi-a plăcut scena și sigur că asta mi-am dorit. Dar a venit la momentul respectiv dorința mea de a cânta pe o scenă, pe o scenă adevărată. Teatrul Toma Caragiu de la Ploiești. Asta se întâmpla în anul 1976. Am terminat armata, mă așteptau cu un costum alb, superb. Deci totul era aranjat. Am dat un examen, pentru că au fost mulți concurenți. Am luat examenul și uite m-am angajat la Teatrul Muzical de la Ploiești. În continuare, de la vremea aceea de când ți s-a propus până în prezent. Îi spun mamei mele, părinților mei,
Tata era mai, mă rog, tata reticent. Era, n-aș, cum zici tu, ce trebuie teatru, lași CFR-ul, lași permisele că călătoria e gratis. Pentru teatru. Pentru teatru. Ce vorbești? Mi-am dat demisia de la... De la CFR. Dar cum ai simțit să faci pasul ăsta când totuși ori... se închideau ușile din partea familiei, dacă stau să mă gândesc? Adică nu erai încurajat în drumul acesta? Deloc. Cu iată. Toate că ei știau. Știau. Mi-au recunoscut talentul, nu? Se știa că când, mă rog, îmi place scena, n-au avut încotro. Eram destul de mare, terminat armata și am zis, acum sau niciodată. Nu mai era cale de întoarcere. Nu era cale de întoarcere și asta a fost prima demisie care mi-am dat-o. Și după 3 ani de teatru, a venit Narghita într-un turneu, în turneu la Ploiești. Și undeva pe la Oradea mi-a venit să intru în turneu cu noi pentru strângerea de fonduri după cutremurul din 77. Și mi-aduc aminte că la Oradea venise o notă, George Rotaru și încă vreo 2 mai tinere ca mine, pleacă acasă, se restructurează posturile. Și cine erau dați afară? Cei mai tineri, nu? Eu eram cel mai tânăr angajat. Și coboară în Arhita, mi-aduc aminte, dimineața, înainte de a pleca la, mai departe în turneu, noi eram în ședință. Ce se întâmplă? A, doamnă, ce nimic, a zice nu, directorul artistic. Rotaru și încă, așa pleacă acasă, pentru că s-au restructurat posturile și poftim. Narghita a rămas foarte surprinsă. Pentru a fost că, atunci prima întâlnire dintre voi? Deci, nu, deci de 2 săptămâni eram în turneu. Am înțeles. De 2 săptămâni am început să ne cunoaștem, vorbeam. Ea a văzut ce fac în scenă. Cânta muzică populară, cânta muzică ușoară. Cum zice, vă permiteți să-mi dați afară momentul meu politic? Ea cânta indiană. Se cânta grecește în spectacol, se cânta spaniolă, se cântau în toate limbile și eu eram singurul care cânta muzică populară. Toată lumea când a auzit, adică îmi dați afară punctul politic, doamnă că să vedeți 2 zile, 3, duce, vine, a da, deja am făcut 2 săptămâni, mare succes, a spus ea pe unde am umblat, a strâns foarte mulți bani, stăm 2 zile și în momentul în când domnul Rotaru vine de la Ploiești, continuăm turneul, de unde îți dai seama ce bani ar fi pierdut teatru. Și bineînțeles că am plecat mai departe. Și a doua demisie pe care mi-am dat-o de la teatru, la îndemnul ei. Îți dai demisia de la teatru și o să vii cu mine în toate turneile pe care le fac. Așa a fost. Timp de 7 ani am... Da, aș vrea să ne blocăm un pic cu subiectul, între ghilimele, pentru că mă fascinează, dar în același timp îmi ridică mie și cu siguranță de spectatorilor întrebări și curiozități. Pentru că George Rotaru, artist, angajat al teatrului, cum a renunțat și cum și-a dat demisia totuși la vorbele Narghitei? Să înțeleg că deja se năștea o idilă, o poveste de dragoste între voi pe atunci? N-a fost atunci. În cele 2 săptămâni cât am fost împreună, n-a fost, dar am început. Mi-am dat seama de puterea cuvântului ei, de măreția numelui Narghita și așa cum am plecat de la depou, așa am plecat de la teatru. Am zis, dom'le, acum s-a nici... Știi cum e cu trenurile alea? Dacă nu te-ai urcat în primul... Și al treilea tren, știu eu ca să spun așa, a fost când am plecat în America. Acum,
Sigur că da. Ați fost un cuplu foarte, adică pe primele pagini, să spun așa, ale ziarelor, nu neapărat controversat, cât și discutat. Și, dragii mei, draga eu chiar mea, nu știu dacă, povestea și aș vrea să-mi spui cu interes. Hai să spun ceva. Dacă am fi trăit în vremurile noastre, în care fiecare artist, văd că apar toți artiștii, și nu numai artiștii, în presă apar tot felul de picanterii, de unde lumea se uită, unde lumea citește, unde lumea este interesată. Sunt convins, dar pe vremea aceea nu exista asta. Nu era Facebook, nu era media, nu era nimic, absolut nimic. Am niște prieteni care încă sunt în viață, am pe o bună prietenă impresar, care a fost impresarul ei și al meu, deci care știu toată povestea mea și a ei. Deci nu avem doar afișele și doar ce a scris ea despre nume, despre mine. George Rotaru scrie un poster, Narghita, jos. George Rotaru, o splendidă voce ce va nobila folclorul românesc. Sau pe pozele care pe care le-am și acum acasă, pentru cel mai mare miorlăitor, din toți miorlăitorii, adică niște minuni din astea pe care o le port foarte mult în suflet, să știi. Și ea va rămâne omul care a avut primul om care a avut încredere în talentul meu. După ea, deci eu n-aveam nicio televiziune pe atunci, nu cântase, după ce am poate n-am rupt de tot legătura cu Narghita. Am încercat să... Eu depindeam de ea. Rotaru vine cu Narghita. Unde se ducea, v-am zis, vreau neapărat să vină George Rotaru cu mine. Dar cine e George Rotaru? Întreba lumea. O să vedeți voi cine va fi și cine este și cine va fi George Rotaru. Dar de unde până unde avea încrederea aceasta în tine, ca artist, ca om? Și de unde și-a dat seama că vei fi cine ești astăzi? A avut flair. A avut, m-a văzut. Știi cum spunem noi? M-a citit. Dar a fost dragoste la prima vedere? Dincolo din de partea profesională? Din partea mea, da. Îți dai seama, eu venit din armată, aveam 24 de ani, nu? La Teatrul la Ploiești. Ea care a apărut în fața teatrului, când a plecat în turneu acela, uite așa cum mi se face pielea găinii, când a apărut în fața teatrului, îmbrăcată în pink, în mov, așa. Cu o pălăriuță, așa cum ești. Deci nu degeaba am pus-o așa, astăzi, da? Și vreau să spun că stă foarte bine. Mulțumesc! Și când a venit îmbrăcată în... De vară era foarte elegantă, cu camerista împreună, cu Samsonite. Avea două valize. Cine știa pe vremea aia? Tot așa, pink, adică... Era foarte asortată, să înțeleg. Extraordinar. George Rotaru a rămas blocat. Mă, vă dați seama. Și nu, dar nu numai eu. Nu numai eu. Toată lumea a fost foarte wow. Și oare n-ai fost tu norocosul că, uite, atracția a fost reciprocă? Hai să vă spun altă treabă. Vine să urcăm în autobuzul teatrului. Un Fiat de la de 150.000 de ani, de pe la italieni, care le-a dat așa, probabil, cadou. Și zice, așa zice, ce e asta? Ia. Păi ăsta este autocarul, doamnă. Să uită ea așa, zice, dumneavoastră știi cine sunt eu? Într-o jumătate de oră de la OJT a venit un autocar cu aer condiționat. Un autocar. În adevăratul sens al cuvântului. Nu mi-aduc aminte că toată lumea se uitau după ele, știi? Când au apărut prin România.
Și cu ajutorul ei, adică datorită ei, toată lumea a plecat într-un turneu de 30 de zile într-un autocar cu aer condiționat și așa. Deci, apropo de detalii. Mama mea, Dumnezeu să ierte, mi-a împletit un jerseu, un pulover. Țin minte că era cu albastru, cu alb. O chestie foarte frumoasă, foarte așa. Și eu stăteam aici cu... deci o cară era mare, aici pe un rând de bănci și ea stătea mai în față pe un alt rând de bănci, camerista, și s-a odihnit, își punea așa, a pus capul așa pe cum să spun, pe autocar, pe scaunul acela, da. Și mi-a venit inspirația să-i dau puloverul pe care mama mi l-a făcut, să și-l pună sub cap. Apoi la ce povestești, George Rotaru, îmi dau seama cât de gentleman erai și tu de ai putut să cucerești. Împreună cu alt coleg de al meu, cu Neluțu Ion, un subtrombonist, o ajutam să-și ducă bagajul, să coboare din aia, să o ducem la lift, la hotel, să... Eram cei mai tineri și am zis, hai mă să fim cavaleri. Și uite că așa. Ai rămas cavalerul. Deci, ăsta a fost gestul pe care l-am făcut, i-am dat puloverul și pe care ea l-a apreciat extraordinar de mult. Și acum, ca și acum, îi văd ochii, deci stătea așa rezemată și s-a uitat la mine și am zis, știu eu. Și după acea conferință la hotel în care a zis că plecăm mai departe, am ajuns la Ploiești, mi-am dat demisia și m-am dus mai departe. Deci asta a fost... și mă rog... Cum ai numi eu oare șansa ta la vremea aceea? Faptul că ți-ai urmat instinctul și că ai pus punct unei etape din viața ta? Da, deci a fost una din șansele mele. Una din șansele mele. Pentru că după ea mi-am luat eu ambiția și am zis, eu trebuie să fiu eu însumi. Ea mi-a dat încredere în mine și am plecat mai departe. Am plecat la festivaluri, am cântat, am început să cânt la televizor. Dar scuză-mă că te întrerup, George, îți informai părinții despre decizia pe care ai luat-o și că te-ai îndrăgostit? La mine, Aluna. Toată familia mea, toate mătușile mele, mama, tata, sora mea, Dumnezeu să ierte, toată lumea, pe unde mergeam în spectacole, mai aproape, în Ardeal, pe acolo, veneau după noi. La Media, de exemplu, unde am foarte mulți verișori și rude, toată lumea. La Sighișoara, toată lumea, toate neamurile. Deci, familia... Sigur că da, deci ai mei știau, cum să nu, știau de treabă. Și mi-aduc aminte că eram undeva pe la Suceava și aveam vagon de dormit. Mergeam cu vagoanele alea. M-au anunțat părinții mei că sora mea e pe moarte. Era la Sibiu, internată și am lăsat turneul, am plecat la Sibiu și spre marele meu ghinion, nenoroc, sora mea murise în acea dimineață, deci n-am mai prins-o în viață. Am făcut o pauză, mă rog, știi? Deci n-a fost ușor. Asta alt moment, greu. Așa cum am spus la început. Îți reproșezi acum că poate nu s-a întâmplat să mai prinzi în viață și să mai stați poate în ultimele momente de vorbă? Chiar dacă, iată, ai renunțat la acel turneu pentru a fi lângă sora ta pe ultimul drum. Sigur că mi-aș fi dorit mult, să știi. Mi-aș fi dorit mult să fiu alături de ea, dar
Îți mai dau un exemplu foarte trist. Emisiunea n-ar trebui să fie foarte tristă, dar că veni vorba, astea sunt momentele unui om în viață, și urcușuri și coborâșuri. Cântam la mare și mama mea era foarte, nu foarte bolnavă. Am dat telefon acasă, o prietenă de-a mea, Pușa, de la Făgăraș, o îngrijea, mama mea stătea la ea acasă, să fie bine îngrijită, și am plecat acasă după un telefon. Eu am ajuns la ora 5 dimineață, cam așa, și mama mea murise la 3:30. Încă era caldă când am ajuns acasă. Încă un mare... mare regret că n-am apucat-o și pe mama în viață. Da. Asta e. După care... Pe partea profesională, iată că Dumnezeu poate ți-a dăruit mai mult decât au visat alți artiști. Ai vizitat lumea lung și lat, ai străbătut hotare întregi, dar uite că te-a costat prețul vieților, da, celor dragi. Să știi că da, și dragă la vima, dragii mei, apropo de profesie, nu întâmplător, după atâția ani, am ajuns poate la acest nivel, că pot să-mi permit că am ajuns la un nivel, nu? Am cântat, am fost selecționat de Florentina Stadmari la televiziunea română, cântam romanțe, cântam muzică populară, cântam muzică ușoară, cântam muzică de petrecere, muzică interbelică. Am scos cu Electrecord acel LP, nu? Disc, Ochii tăi, cu romanțe, pe care Aurel Giroveanu, marele nostru compozitor, mi le-a încredințat, romanța Ochii tăi. Am plecat în America. Cât a durat idila sau povestea aceasta de dragoste cu Narghita? Deci, după moartea soră-mi, am rămas acasă, m-am căsătorit. Așa a fost să fie. M-am căsătorit cu o fată de la Făgăraș. Am fost împreună 2 ani de zile și după 2 ani de zile n-a ținut, n-a fost... eu continuam să mă duc în turnee, aveam cântări, aveam... Dar cum a reacționat Narghita, că totuși ai urmat drumul acesta, ai rămas acasă, te-ai însurat... Cum a fost ruptura dintre voi? Destul de greu, adică destul de... nu știu, probabil a înțeles că diferența de vârstă sau ofiți... Ce diferență era între 14 ani. Era mai mare cu 14. Mai mare cu 14 ani ca mine. Deci vârsta este doar un număr. Da. Da, deci nu contează vârsta. Sigur că da, n-a fost un moment foarte... Dar mi-a zis, ea n-ar fi avut gând de căsătorie, nu, ea nu era pe... Erau drumuri paralele aici. Și a zis, hai să mă însor, să... Urmez cursul vieții. N-a ținut. Am divorțat și tot cu eu m-am dus. Tot cu Narghita am plecat mai departe. Da, da. Crezi în destin, George? Cred. Toți avem un destin. Tocmai de asta te întreb, că uite, te-ai însurat așa cum ți-ai dorit. Ai urmat cursul vieții recomandat tuturor și iată că nu a mers. Soția mea a fost însărcinată și a avut 2 băieți. Dar sarcini pe care le-a pierdut. Și nu știu dacă ăsta a fost motivul, că nu ăsta a fost motivul, că ăsta nu e un motiv să divorțezi. N-a ținut. Eu eram artist, aveam alte concepții, avea alte mentalități. Nepotrivire de caracter. Ăsta și a fost nepotrivire de caracter. Ne-am iubit, a fost frumos, dar am rămas prieteni. Nu ne-am văzut de foarte mulți ani. Dar am... nostalgia celor ani a fost parte din viața mea, din viața noastră.
Și pe soția alături de care ai trăit cei 2 ani în căsnicie, unde ai întâlnit-o? Și cum a apărut în viața ta, dacă tot am vorbit de destin? Deci, de la Făgăraș. Era fata unui profesor de sport, unde sora mea era profesoară la Făgăraș. Și uite așa ne-am cunoscut. Ne-am cunoscut, orașul mic, petreceri, o fire deschisă. Aveți un anturaj comun, așa, practic. Prieteni împreună și hai să ne căsătorim. Și asta a fost. Nu, și o căsnicie de care ți-amintești, practic, cu nostalgie și bucurie, chiar sigur și pentru da. Cei 2 ani pe care i-ai petrecut alături de ea. Consider că fiecare dintre noi ar trebui să ia tot ce e mai bun de la viața pe care a avut-o. Dar, cum ai spus tu, avem și bune, avem și rele. Și divorțul la vremea aceea te-a schimbat ca om? Nu. Ai simțit că este o etapă care s-a încheiat și ai privit viitorul? Sigur că da. Nu. A fost ceva pe care am considerat că așa trebuia să fie, nu? Prin divorț. Și a fost... ok, în final. Spuneai puțin mai devreme că totuși a avut 2 sarcini și 2 băieți. Iată, dacă Dumnezeu ar fi rânduit să se nască și să-ți ducă numele mai departe. Este un regret acesta că nu ai copii, George? Este, să știi. Este un regret, dar așa a vrut Dumnezeu. Suntem creștini ortodoxi, nu? Nu poți... Prima sarcină a pierdut-o la 3 luni, parcă mi-amintesc, a doua la 4 luni. Foarte greu, foarte greu, momente grele, cumplite și pentru mine și pentru ea mai ales. Dar a fost voia lui Dumnezeu. Ce să faci? Ți-ai pierdut vreodată credința în Dumnezeu pentru pierderile pe care le-ai avut sau suferințele prin care ai trecut? Nu, niciodată. Niciodată. Mă trezesc cu Dumnezeu, îl port în mine, adică simt că există puterea aceasta mare, acest nici nu știu cum să-i spun. Creatorul, practic. Creatorul. Deci, mă trezesc cu Dumnezeu, în gând toată ziua, în fiecare seară aprind o lumânare. Dar în fiecare seară, oriunde o fi, am lumânări din acelea mici, le port cu mine acasă, deci am pozele părinților mei, Maica Domnului cu Iisus și în fiecare seară aprind lumânare, în fiecare dimineață aprind lumânare. Se zice că prin flacăra care arde aduci lumină, atât exact. În sufletul tău cât și în casa ta, da, pentru că îi simți măcar spiritual, dacă vrei, sau sufletește vii lângă tine. Mă simt împăcat. Simt că dorm mai liniștit. Nu știu cum să vă explic. Dar... după pierderile celor dragi din viața ta, după etapele prin care ai trecut și greutățile care te-au întărit, te-au făcut să fii omul atât de onest, atât de bun și atât de respectuos, dacă vrei, cu cei din jur, n-ai simțit nevoia, chiar și acum, la vârsta aceasta, să-ți refaci viața? Să împarți domiciliul tău, locuința ta cu cineva? Sincer? Nu. Te-ai obișnuit cu tabieturile proprii? M-am obișnuit cu... Am un grup de prieteni, ne vedem, mai o excursie, mai... Acum mai sunt și pe acasă, că asta e situația, așa, și ne vedem mai răruți, dar ne mai vedem. Avem o chestie de socializare, grupul nu știu cum, și ne... Deci, mă simt bine așa. Pentru că am 2 pisici. Fără modestie, ai fost și ești un bărbat curtat chiar și la vârsta mă, pe care o ai. Da, să păi vezi, tocmai de să asta. Vezi ce pe Facebook. Oare nu ți-a pus nimeni capac? Și eu spun din experiență, între ghilimele, pentru că am vecine de bloc care atunci când aud că ești la emisiunile de televiziune, fie de pe postul Etno TV, fie de pe alte posturi, sunt cu ochii acolo pe tine. Mă, să știi că așa e. Și ții minte la nunta la care te-am invitat și da, îți mulțumesc da, că ai acceptat invitația da. Să faci surpriza mirilor, erau acolo invitate din generație
reacția ta și a celor de vârsta... Crezi că n-am văzut reacția doamnelor când deci am voia intrat? Să facă poză. Domnul George, dați-mi un CD. Era foarte încântate de prezența ta. Și să știi că mă simt foarte bine când că ești curtat, că sunt curtat. Dar totuși nu ți-a pus nimeni capac. Dar nu... intenția a fost, să știi. Și intenții sunt. Dar nu mă bag. Nu mă bag. Cum dar să... care e motivul? Dar știi ce se întâmplă? La vârsta asta vreau să fiu singur, vreau să fiu burlac. Independent. Lasă-mă pe mine să mă... Odată intrat cu cineva pe... Ți-e teamă de responsabilități puțin? Nu de responsabilități, nu. Mi-e teamă că intervin foarte multe lucruri. Fiecare are tabieturile lui, fiecare are... Dar vreau să spun ceva... Americanii spun așa, you never know. Niciodată, corect, așa exact. Este. Așa și încă un, niciodată să nu spui niciodată. The life goes on, viața merge înainte și, domnule, deci a treia mare încercare a fost plecarea în America. La Vina, domnule și domnule. Cea mai grea, cred că una din cele mai grele, să pleci în America fără a ști limba. Doar cu speranța că mă duc și vai de mine că le cânt românilor. Dar pentru cei care sunt acasă, și scuză-mă că te întrerup, care nu știu povestea toată, cum a ajuns George Rotaru să plece în America, datorită cui? Și iată că ai făcut compromisuri de ți-ai câștigat acest titlu, cum am spus la începutul emisiunii, primul român care a cântat în Las Vegas. Am plecat în America cu un ansamblu după Revoluție, imediat în iulie, un ansamblu la Cleveland. Am stat o lună de zile, am cântat românilor de acolo cu o precădere de la Făgăraș, Ardeleni. Domne, mie nu mi-a plăcut la Cleveland. Nu mi-a plăcut la Cleveland deloc. La început zic, America, nu. După o lună de zile am luat Greyhound-ul, autobuzul acela, Ogarul Cenușiu, cu valiza așa, și două zile și ceva, am ajuns în Los Angeles. Am plecat singur, am întrebat pe cei din ansamblu, nu veni niciunul în Los Angeles, nu toată lumea, ei cu Fabrici, da. Dar aveați de gând, sau tu, respectiv colegii de scenă, aveau de gând să rămână, să se stabilească în America sau era strict un turneu de o lună cu revenire în țară? Păi da, cu revenire în țară, dar revenirea în țară a fost din partea celor care au avut grijă de costume. Deci din 36 de persoane au rămas 30. 30 au rămas atunci în America. 30 de persoane 30, din cei 30. 30. Și ceilalți 6 s-au întors în țară. Păi trebuia să ducă cei care ne-au venit, securiștii, știu eu, nu știu ce gram, au trecut atâția ani. Oameni care, deci 6 oameni s-au întors în țară. Deci am plecat în Los Angeles, pe repede înainte așa, am început să cânt la restaurantele La Mignon în Hollywood, alături de mari vedete, Gigi Marga, Constantin Răghici, foarte pe vremea nume, aceea. Nume, da? După care 6 ani am cântat La Mignon în Hollywood, am luat, așa cum am venit, valiza și un cățel și am plecat la Las Vegas. La Mignon cântam muzică internațională în vreo 10 limbi și ce am zis? Dar unde locuiai în timpul acesta, George? La Los Angeles. Îți închiriase o casă sau ți-ai luat propria locuință? Draga mea, eram manager, eram, cum să spun, administrator de bloc. Dar nu un administrator de bloc ca la noi. Eram, închiriam apartamentele, le arătam celor care vor să le închirieze, făceam contracte, asta am făcut și școli, două școli în domeniu. Și, deci, cei care ne-au angajau, ne dădeau și chipurile, erau apartament free, gratis. Dar nu, era tot parte din salariu. Dar eram acoperit. Și totuși nu știai limba. Și totuși ai plecat într-o țară străină. Cum ți-ai luat inima în dinți să poți locui atâția ani în America? Deci, în primii trei ani a fost foarte greu. Am început, am încercat să învăț, m-am dus la școală, am făcut școlile astea două.
că doar nu... Să te familiarizezi cu limba, da, cu... Să te familiarizeze puțin spus, că a fost greu. Greu, dar noi românii ne descurcăm, nu? Am avut parte de români americani lângă mine, de americani extraordinari și am luat valiza, cum am spus, după 6 ani de când de la Mignon și am plecat la Vegas. La Vegas am bătut la niște, la ușile cazinourilor. Maxim Casino și Mardi Gras m-au angajat o perioadă scurtă. Am avut musafiri, am avut-o pe Elena Rișoreanu Musafiră, am avut Raluca, pe Raluca Merișoreanu, care a cântat în show cu mine, am invitat-o a cânta la NAI. Aristide Buhoiu, Dumnezeu să-i ierte, care a scris un articol extraordinar despre mine. Am cântat și-am cântat la Vegas, foarte puțină perioadă, dar am fost primul. Chiar mi-aduc aminte că cântam franțuzește, toate minunile pe pământ și vineau americanii. Ești francez? Nu. Ești italian? Nu. Ești evreu? Nu. Dar de unde ești? Din România. Cântam și român, îmi terminam show-ul cu Roata Mori și Drumurile Noastre. Romania? Oh my God! Romania! Habar n-aveau... Nu știau ei. Foarte mulți nu știau pe unde România. Doar mi-au dat câteva exemple pe vremea aceea foarte cunoscute, Nadia Comăneci. Stau și concluzionez și la vârsta mea ascult povestea îndrăgitului român artist George Rotaru și nu-mi vine să cred că suntem la o masă, vorbim ca între prieteni și ai putea scrie o carte despre viața ta, George. La vine, dragă. Atât de multe sunt încât am putea face un serial. Ai fost un om totuși și ești curajos și nu te-ai uitat în urmă. Ești genul de om, după, ca o concluzie, dacă vrei, care sfătuiește sau care a mers pe premiza trăiește clipa. Absolut. Crezi că am găsit bun sloganul? Trăiește clipa, urcă-te în tren atunci când consider că trebuie să-l iei și dacă poți să iei trenul de la vagonul de clasa 1, este cel mai bine. O întrebare aș mai avea, pentru că atât de prețios și atât de frumos a fost timpul petrecut aici, în cadrul emisiunii Folclorul Sublu, și cu siguranță ai cucerit inimile telespectatorilor. Crezi că este vorba aici, în afară de destin și în ceea ce ai spus puțin mai devreme, că tu crezi și nu numai tu, ci și noi, că nimic nu e întâmplător în viață? Absolut. Nimic nu este întâmplător și încă o dată, totul vine de la Dumnezeu. Nimic nu este întâmplător. După fiecare greutate, a ieșit soarele pe strada ta? Câteodată mai repede, câteodată mai greu, dar trăind cu speranță și având gândesc pozitiv tot timpul. De dimineață mă trezesc, Dumnezeule, m-am trezit, sunt bine, mulțumesc, un medicament acolo pentru una alta, o cafea, un mic dejun și mă gândesc ce am de făcut astăzi. Îmi salut prietenii cu inimioare, cu bucurie, cu bucuria de a te trezi sănătos dimineața. Deci ai mesajele, autosugestia foarte bună și mesajele motivaționale. Absolut. Încă de dimineață. De dimineață. Și e adevărat că cum îți încep dimineața, așa va fi ziua? Cum îți încep dimineața și cum ești tu ca persoană. Dacă ești un om care crezi în tine, dacă ești un om care crezi în Dumnezeu, dacă ești un om care împrăștii energie pozitivă, atunci așa va fi ziua, așa îți va fi viața, așa îți va fi viitorul. Eu am 67 de ani și mă gândesc la un viitor strălucit. Nu știu ce va fi, dar va fi strălucit, să știi. Și faptul că suntem... Iată exemplu viu de pozitivism. Și faptul că suntem împreună aici la Etno, televiziune căreia îi mulțumesc mult de tot, pentru tot ceea ce face pentru mine, pentru toate emisiunile în care mă cheamă, pentru... le mulțumesc tuturor. Începând de la Cosmin Man, directorul televiziunii, producătorul emisiunii, celor de la matinal, celor de la emisiunile de seară,
Deci, dragii mei, vă iubesc, vă apreciez și încă o dată vă mulțumesc tuturor pentru invitațiile pe care mi le faceți. O familie modestă, spun eu că avem, nefiind un număr atât de mare, dar de la colegii noștri operatori, la regizor, sunetiști, toți contribuie la minunățiile pe care reușim să le facem. Cât de puternici sunteți și cât de mari. Și ce audiență extraordinară faceți. Fără modestie, asta este adevărat, pentru că americanii, românii care locuiesc în America ne urmăresc în număr foarte mare. De asta vă spun, eu mult am stat în America. Și salutăm pe toți. Sigur că da. Și nu numai din America. Toți românii se uită pentru că Etno TV vine cu cântece frumoase, artiștii pe care dumneavoastră iubiți. Tot ce este mai frumos. Ce poate fi mai frumos decât să dai lumii un cântec, bucurie, un zâmbet, mai ales acum de sărbători, doamnă. Acum, în încheierea emisiunii, dragul nostru George Rotaru, te-aș invita să le transmiți celor de acasă un mesaj cu privire la sărbătorile acestea de iarnă, care cu siguranță vor fi altfel decât cele pe care le-am trăit în trecut, și totodată să le dai un sfat în momentul în care au o dezamăgire, cum să treacă peste. Deci, trăim vremuri grele și după cât se vede, după cum se vede, nu vor trece ușor, dar să fiți pozitivi, să vă gândiți la Dumnezeu, să stați cât mai mult acum în preajma sărbătorilor acasă, să gândiți pozitiv. Ce pot să vă spun? Știți dumneavoastră că ce ne dă Dumnezeu nescris, aia este. Îți mulțumesc din suflet pentru că ai acceptat invitația în emisiunea Folclorul sub lupă, emisiunea iubită de publicul telespectator, pentru că aici artiștii trec dincolo de scenă, își dezvăluie secrete din viața personală și sper din suflet să ne vedem la capitolul următor. Mulțumesc mult de invitație. Toate cele bune și un an nou fericit care vine. Ei bine, dragii mei, astăzi am tras și eu o concluzie, în ciuda faptului că sunt atât de tânără, că viața este întotdeauna așa cum o alegem noi. Și spun acest lucru pentru că George Rotaru ne-a învățat să ne urcăm în trenul vieții, acela în care instinctul poartă o amprentă foarte importantă. Nimic nu este întâmplător, am spus lucrurile acestea și obișnuiesc să le repet, pentru că sunt de cele mai multe ori foarte motivaționale. Vă spun pe curând și să ne revedem într-o altă ediție la fel de frumoasă a emisiunii Folclorul sub lupă, în fiecare marți și joi, începând cu ora 19.